Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi vorbim despre fotbal pentru că tocmai a început campionatul Euro 2024 cu partida Germania-Scoția. Germania este țara gazdă pentru prima dată după reunificare. Așa, ca să ne îndreptăm un pic atenția și către istorie. Peste 2 milioane de fani din 120 de țări sunt așteptați în această perioadă ca spectatori în tribune. România va juca primul meci cu Ucraina, luni, 17 iunie, de la ora 16, pe Allianz Arena din München. Românii vor mai avea meciuri cu Belgia, sâmbătă, pe 22 iunie, de la ora 22, și cu Slovacia, miercuri, 26 iunie, de la ora 19. În București, meciurile României de la Euro vor putea fi văzute și pe ecranele instalate în zona Ateneului Român, în piața George Enescu și în Parcul Iore din sectorul 3. Atât despre sport, eu sunt Ștefan, hai România!